Scandal într-o comună din Dolj, unde socrul primarului, care a luat în arendă suprafețe importante de teren, este acuzat că a arat un drum comunal și a scos din pământ zeci de nuci pentru a-și mări suprafața arabilă. Contactat telefonic pentru a lămuri situația, primarul PNL nu a oferit niciun răspuns. Familia primarului PNL este acuzată că a scos zeci de nuci din pământ pentru a mări suprafața arabilă pe care o are în arendă de la oameni. Mai mult, a distrus un drum comunal pentru a-și uni parcelele. Supărarea este că ne-a scos viile, nu ne-a întrebat, ne-a scos totul, l-am lăsat, din decembrie n-am putut să vorbim cu dânsul deloc. Supărarea vine că ne distrusă și tarlaua mare, deci nu i-a ajuns ce a făcut cu viile, scoase și tarlaua mare. A scos totul și nuci tot a scos, da. Am văzut un buldoi escavator, dar nu știu al cui o fi, că a distrus drumul ăsta. Eu credeam prima dată că poate bagă piatră, bagă ceva, dar nu se știe ce și cum... cum o fi cu drum. Noi vrem ca să vedem să nu îl termine, să-l are sau să facă altceva cu el. Nu se poate așa ceva! Nu se poate! De ce a distrus acest drum, care undeva în față este influențat, este jumate din carosabile distrus? Confruntat cu acuzațiile, primarul a recurs la ironii. Tunelul să tragă canalul mânecii. Știți, să-l trage pe acela canalul. Bune, vă dacă au sunat 500 televiziuni până acum și ziare și toate alea, n-ați înțeles și nici nu ați alte articole. M-ați zăpăcit cu asta, cu aratul, cu aratul. Veniți și vedeți. Păi am venit și am văzut, domnul primar. Nu înțeleg de ce trebuie să aveți atitudinea asta. Stați puțin. Eu... L-am sunat din nou pe primar cu speranța că s-a mai calmat. Era unul, antena, mai aveți, sub antene de ăștia, mai aveți. Și care este... Deci... Localnicii se tem să intre în conflict cu primarul, iar unii au făcut mai multe sesizări la poliție și așteaptă acum soluționarea dosarelor. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie propusă soluție prin unitatea de parchet competentă. Dar nu se mai cunoaște nimic acum.